Aș vrea să intervin cu o singură întrebare, pentru că mie mi se pare foarte clar de ce domnul Voican este atât de virulent. Să-i pun doar lui o întrebare. Sunteți francmason? Nu, domnule. Suntem autorul unui amendament la legea siguranței naționale care interzicea organizarea acestor loji masonice. Deci încetați cu acest delir că francmasoneria nu se ocupă de domnul Bihorlaru și ar vrea dânsul să-și facă niște inamici imaginari. Ca să lămurim lucrurile, aș vrea să spună domnul Bihorlaru în momentul ăsta, dacă până în această clipă, între mine și dânsul a fost vreo adversitate sau vreo dușmănie, ca să nu se creadă că noi avem ceva de împărțit sau că suntem într-un raport de vrăjbășie. Deci vă rog, domnul Bihorlaru, ați avut vreun conflict vreodată cu mine? Nu, dar în același timp trebuie să recunosc că într-o anumită perioadă ați vrut să mă raculați în francmasonerie. Și despre acest lucru am fost întrebat la un anumit moment de către securitate și atunci nu am făcut declarații pentru a nu vă îngreuia situația, pentru că erați închis. Francmasoneria nu racolează și este... Eu niciodată nu v-am propus să intrați în francmasonerie atâta timp cât eu nu sunt ba în francmasonerie. Ba da, și eu știu precis că sunteți în francmasonerie. Vedeți ce